Neața, neața, urșii mei! Astăzi este sâmbătă, suntem în 31 iulie și vom începe ziua cu o cafeluță, exact cum am obișnuit până acum, pe care o să îndulcesc cu niște miere de rapiță, da? Mi-am luat aici un borcan de miere de rapiță din acesta mic. O să punem două lingurițe de miere de rapiță, îndulcim cafeluța ca să putem începe ziua. Pentru că nu se poate altfel, fără produse apicole nu putem să începem ziua, nu putem să fim puternici exact ca niște urși. A trecut o săptămână de când am scos rezultatul de 50 de kilograme slăbite. Dacă n-ați văzut clipurile acelea cu săptămânile din singura transformare live, singura transformare documentată cu toate mesele, trebuie neapărat să le vedeți pentru că sunt ceva extraordinar, nu s-a mai făcut așa ceva în lume. Mai punem o linguriță de miere de rapiță, da? Pentru că îmi place cafeluța dulce. Vreau să vă spun că săptămâna aceasta am fost foarte, foarte relaxat, am mâncat foarte multe lucruri, am mâncat foarte multe tâmpenii, chipsuri, ciocolată, dulciuri, da? A fost un dezmăs total, dar nu am mai filmat. Cel puțin nu am mai filmat pentru YouTube. Am filmat așa să pun pe celelalte rețele de socializare, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook. Dacă mă urmăriți și acolo la Miere TVO, ați văzut deja o grămadă din lucrurile pe care le-am mâncat, cu care mi-am făcut de cap săptămâna aceasta. Iar astăzi vreau să vă iau cu mine pentru că este o zi mai specială și să începem menținerea urșilor. Vreau să vă arăt tot ce mănânc astăzi la o zi de menținere. Și dacă mai vreți astfel de clipuri să vă arăt ce mănânc la menținere, vreau să-mi lăsați în comentarii și vom mai face. Da, urși mei, după cum vă spuneam, astăzi este o zi mai specială pentru că suntem în 31 iulie. Acum 2 zile a fost ziua imnului național al României. Imnul național al României se sărbătorește pe 29 iulie, încă de la 1848. Prima dată a fost cântat în orașul Râmnicu Vâlcea, în Parcul Zavoi. Versurile sunt scrise de Andrei Mureșan, iar melodia de Anton Pan. Anton Pan este tot din Râmnicu Vâlcea. Casa memorială Anton Pan este chiar în spatele blocului meu. Așa că o să trecem și pe la mine, pe la bloc, pe la apartament și o să vă arăt și casa memorială a lui Anton Panda și mă voi duce în parc pentru că avem un târg, avem un eveniment. Părinții mei deja s-au dus acolo încă de dimineață, au instalat taraba, au instalat cortul, au expus frumos toate produsele noastre și mă voi duce și eu acolo pentru că vreau să vă filmez, vreau să vă arăt așa câteva imagini, să tragem câteva cadre, să ne plimbăm puțin, să vedem ce găsim de mâncare pe acolo, poate găsim ceva bun de mâncare. O să fie o zi interesantă, o să vă arăt absolut tot ce mănânc. Ok, urși mei, a trecut o oră de când m-am trezit, am băut cafeluța, s-a făcut ora 1 acum și trebuie să mănânc neapărat ceva înainte să plec de acasă. V-am mai zis eu, este foarte important să luăm micul dejun, să luăm prima masă a zilei în prima oră de când ne trezim. Așadar, mi-am făcut aici un mic dejun bogat în calorii, un mic dejun bogat în grăsimi, pentru că avem brânză de oaie, Brânză de oaie. avem ouă și avem doi cârnați pe care i-am tăiat așa mai mici. Mai avem două filuțe de pâine și o roșie de la noi din grădină. Chiar dacă este mai bogat în calorii acest mic dejun, să știți că nu fac probleme pentru că vreau să mănânc undeva la 4000 de calorii și chiar dacă astăzi este sâmbătă și nu mă duc la sală, vreau să fac mai mult cardio, vreau să fac vreo 25.000 de pași, asta înseamnă vreo 1500 de calorii arse și dacă scadem aceste calorii pe care le ard de la cardio, 1500, din cele 4000 de calorii pe care vreau să le mănânc, mai rămân undeva la 2500 de calorii, care ar fi menținerea mea practic, caloriile mele de menținere. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Urșii mei, înainte să plec la Vâlcea, vreau să fac puțin cardio pentru că este foarte cald afară și zilele trecute când am fost în oraș am transpirat foarte, foarte tare, așa că vreau să fac câțiva pași înainte să plec, să transpir, să fac un duș, după aia să-mi iau o cămășuță pentru că mi-am cumpărat niște cămăși foarte mișto din oraș și zilele acestea și astfel voi încerca să transpir mai puțin, da, când voi fi la târg, pentru că, v-am zis, zilele trecute am fost în oraș și nu am făcut cardio înainte și am transpirat foarte tare la sală, foarte, foarte tare. Și am observat că dacă fac o sesiune de cardio până să plec de acasă, după aia la sală transpir mult mai puțin. Așa că mă bag să fac o oră de mers, să fac 7000 de pași, apoi facem un duș, ne îmbrăcăm frumos și mergem la târg, mergem la Vâlcea. Ia uitați urșilor, facem cardio și avem aici un cais la noi în curte. Vreau să vă arăt câte fructe a făcut, câte caise și cât de bine arată. Încă puțin și putem să le mâncăm, să le culegem și să le mâncăm. Sunt foarte bune fructele și caisele în general, sunt extraordinare și mai ales că le mănânci așa de la tine din curte, proaspete, e fantastic. Nimic nu poate fi mai bun decât un fruct proaspăt. Și ia uitați, aici avem niște mere, bo de iepure, dar astea mai au mult până să se facă. Vedeți, este trebuie să se înroșească ca lumea, să crească, să se facă mare așa, cât pumnul. Și avem foarte mulți pom fructiferi în partea aia. Dar haideți să vă mai arăt ceva, că am mai găsit un pom fructifer foarte interesant. Ce faci, fetiță? Ai venit cu mine? Dar nu prea mergi. Stai mai mult, stai și te uiți la mine. Haideți să vă arăt aici, urșilor. Ia uitați, cine știe ce sunt astea?
uitați cât de bine arată. Avem nectarin, fraților. Uitați ce nectarine frumoase a făcut. Sunt superbe. Superbe. Nu știu dacă se vede prea bine. Ia să vedem, să ne înfrotim așa după soare. Să avem soarele în spate. Deci astea o să se facă mult mai repede decât merele abo de iepure. Și abia aștept să mâncăm. Încă sunt tari. Încă sunt tari, dar o să se facă în curând. Nu mai avem foarte mult de așteptat. Și au toți ce mari sunt. Dar încă nu s-au făcut pentru că sunt prea tari. Oricum arată super bine și avem foarte multe fructe aici la noi în grădină. A plantat taică-mă foarte mulți pomi fructiferi. Acolo avem și solarile. Și vă recomand tuturor să mâncați cât mai multe fructe și legume, dacă se poate, dintr-o sursă cât mai naturală. Sau chiar făcute de voi, da? Plantate de voi. Pentru că știți ce mâncați și sunt foarte bune și pentru sănătate și pentru slăbit. S-a făcut ora 4 urșilor, trebuie să mă pregătesc. Am făcut și baie, am făcut 7000 de pași, am mers o oră. Și vreau să vă arăt aici chestiile astea de la KFC. Sunt niște oferte la KFC. Am fost săptămâna aceasta, mi-am luat o gărătușă din aia de 20 de aripioare pentru că mi se pare super ieftină și o să mănânc la fast food-urile astea doar când sunt oferte sau când bagă ceva nou. Adică nu o să mai mă duc niciodată să dau prețul întreg pentru mizerile astea de mâncăruri. Iar gărătușa aia de marți mi se pare genială. Un leu aripioare, vă dați seama, 20 de aripioare, 20 de lei. Mi se pare extraordinar de convenabil. În fine, am primit un din ăsta așa cu cupoane și vreau să-mi iau cuponul ăsta, 1 plus 1 din partea casei. Twister Classic sau Twister Filet Bites. Iau un din ăsta, e 13,50 și mai primesc unul gratis, ceea ce mi se pare extraordinar, da? Cupoanele astea le găsiți și în format electronic, pe site-ul lor, nu trebuie să aveți neapărat cupoane așa fizice cum am eu. Puteți să intrați pe kfc.ro și găsiți acolo aceste cupoane în format electronic și vă puteți revendica ofertele acestea. Haideți să ne îmbrăcăm și apoi să mergem la Vâlcea, să ne luăm să mâncăm, pentru că probabil că voi ajunge pe la 5. Prima masă am avut-o pe la ora 1, mi s-a făcut puțin foame și apoi trebuie să mergem și prin parc, prin Zăvoi, pe la EMEI. Să vedem și noi târgul. Așa ceva. Uitați și voi, a început să plouă cu soare, fraților. O să mai stau un pic să se oprească ploaia asta. Probabil nu o să dureze prea mult. Sunt câțiva nori pe cer, dar nu e cine știe ce. Până atunci, hai să probăm cămășile și să vi le arăt. Pentru că v-am zis că mi-am luat niște cămăși săptămâna aceasta de la mall și am ajuns la măsura L. De la XXL, acum am măsura L. Ok, cred că pe asta o să iau până la urmă. Îmi place mult. Mă ține un pic la umeri. Vreau să vă spun că am găsit destul de greu cămăși pentru că sunt mari așa numeri în brațe. Și asta mă ține un pic. Ia uitați, mă ține un pic aici la braț. Dar, mă rog, e acceptabil. Adică pot să mă mișc, nu sunt chiar atât de imobil. Și după cum vă spuneam, de la grasul XXL am ajuns la ursul L, da? Acum pot să port cămăși L. Ia uitați, și sunt foarte legere, ca să zic așa, nu stau pe mine strâm sau ceva. Aici la burtă stau foarte bine. Problema este la umeri. La umeri și la spate, pentru că, și la brațe, bineînțeles, pentru că sunt foarte mari în zona aceea. Dar ne descurcăm, ne plângem, pentru că atunci când eram foarte gras, îmi găseam foarte greu cămăși și nu numai cămăși și pantaloni să mă îmbrac, da? A trecut și ploaia, soarele nu mai este așa de puternic, de aceasta am ales cămașa asta neagră. Am și una mai deschisă la culoare, dar îmi place mai mult cămașa asta, mi se pare mai elegantă. Cealaltă cămașă ar fi asta, urșilor. Îmi pare rău că nu am găsit cu albinuțe. Vedeți, asta e cu fluturi. Îmi pare foarte rău că nu găsesc cu albinuțe pentru că mi-aș lua o cămașă cu albine. E destul de liber orașul, nu l-am mai văzut de mult atât de gol. Aici la mall o să mergem să mâncăm. Acolo în stânga este cartierul meu, parcul Zăvoi. Mergem să parcăm și venim aici la mall să mâncăm ceva și după aia mergem în parc. Înainte de zilele imnului veneam aici și comercianți și toată parcarea asta de aici de la mine de la bloc era full. Trebuia să intri doar cu ecuson, dar tot intrau, că mai sunt niște intrări pe aici printre blocuri. Și tot intrau o grămadă și parcau pe aici. Așa că mă bucur că nu mai vin comercianți aici. O să fie decât târgul de meșteri populari în parcul Zăvoi. Și noi facem parte din Asociația Meșterilor Populari, iar ceilalți comercianți cu tribombe și cu toate nebunile cu mici sunt la mall-ul nou. Dacă erau și ceilalți comercianți aici, probabil că mâncam niște mici, niște hamzi, ceva, dar după aia mi-am dat seama că s-au despărțit cele două tabere, așa că mergem la mall, da? Să mâncăm un KFC. Vremea e super, nu mai e atât de cald, este super, super mișto afară. Ia uite, magazinele au dat faliment pe aici. Ok, fiți atenți și mi-am luat aici două twistere la ofertă, 13,50 amândouă, da? Și încă o bucată din asta de pui, 5,50, în total 19 lei. Poftă bună vă doresc! Uitați și voi, doar acolo la KFC e coadă, restul s-au închis o grămadă de magazine. Și mai aici, la McDonald's, tot așa coadă. Mai e Mesopotamia și Star Pizza. Cam atât în mall-ul ăsta. Mamă, ce bune sunt prostiile astea de shawarma. Foarte bune.
sunt puse așa la plită, încălzite, fain. Am mai mâncat o singură dată, atunci când am filmat vlogul ăla cu McDonald's versus KFC. Dar chiar merită, două din astea 13,50 lei, super tare, chiar merită. Să vă uitați și pe site, mai sunt oferte, dar mie asta mi se pare cea mai șmecher ofertă. Iar pulpa asta le pui, mi-am luat-o fix pentru cotoarele astea, care mai rămân și nu am cu ce să le mănânc. S-a făcut ora 6, sunt mâncat acum, hai să ne plimbăm pe aici să vă mai arăt chestii. Centrul este super gol, după cum puteți vedea, așa că o merge acum direct în Zăvoi, în parc, adică în față. Vâlcea nu este prea mare, vom ajunge foarte repede și vom trece și pe lângă casa lui Anton Pan. Ia uitați, am ajuns deja, în 2 minute am ajuns aici. Asta a fost casa lui Anton Pan, fraților. Poziția n-a fost chiar asta, a fost puțin la câteva sute de metri mai așa, dar au mutat-o. Ia uitați ce scrie acolo. Casa memorială Anton Pan, vedeți? Da, o căsuță mică. Foarte veche. Dar este foarte aproape aici de cartierul meu. Pe acolo sunt blocurile în care stau eu, în față este parcul. Cred că o să mergem totuși în cartier să ne întâlnim cu niște tovarăși, să iau și pe ei prin Zăvoi, să le dau câte un pahar de suc de cătină și vom merge împreună în Zăvoi. Ce răcoare pe aici prin parc. Ia uite, să scopași sunt, super umbră, super răcoare. Am ajuns și la tarabe, nu sunt foarte multe. Este un târg micuț. Ia să vedem aici. Ce mișto e asta. A, uite și pe mine acolo. Au o grămadă de clienți. Ia să vedem, să o surprindem pe maica mea. Să bem și noi un suc din ăsta de cătrină. Mi-e sete după KFC-ul ăla. Mi s-a făcut o sete de mor. Ia uitați. Super bun. Sucul ăsta de cătrină este super, super bun. Super bun sucul ăsta de cătrină. Ne ajută foarte mult să întinerim, să fim sănătoși. Cătrina are de până la 10 ori mai multă vitamina C decât citricele. Este extraordinar sucul de cătină. Și cu miere este foarte, foarte bun pentru că ne dă foarte multă energie. Stăm aici și filmăm pe maică mea, cum explică la oameni, și ne bem suculețul, da? Ia uitați, aproape l-am terminat. V-am zis, e foarte bună cătina asta cu miere, foarte multă energie ne dă. Este antioxidantă cătina, este extraordinară. Ne ajută să ne regenerăm celulele, să întinerim, să fim mai sănătoși. Are foarte multă vitamina C și este extraordinară, da? Încercați să consumați și voi. Puteți să luați, uitați, puteți să luați de la noi, să faceți comandă pe site, de exemplu, de sucurile acestea, de concentratul acesta de cădină și dintr-un sticluț din asta puteți să vă faceți aproximativ vreo 3 litri. Beți în fiecare zi câte jumătate de litru, așa diluat cu apă, bineînțeles, și este extraordinar, foarte multă energie și foarte multe beneficii, da? Iar pe site, pe www.mieretvo.ro, aveți și o reducere. Dacă veți comanda 5 siropuri, oricare siropuri la alegere, puteți să beneficiați de o ofertă foarte tare. Avem 20% reducere dacă luați pachetul de 5 siropuri la alegere. Da? Intrați pe www.mieretvo.ro și vedeți acolo că avem multe oferte, nu numai la siropuri. Puneam dimineața o țâră în cană, puneam o țâră apă și un pic de turmeric. Da, după ce asta am să schimba gustul la mai bine. Dar ce vreau să vă întreb? Nu vreau acum. Miere din aia de mentă mai aveți? Da. Sper că nu se rupe, nu? Nu, că am pus două. Am pus două plăsuțe acolo. Da, două. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate. Hai să vedem ce mai e pe aici. Ia uite, asta băcărie, o pincărie. Nu am câte o pinci. Aici chestii dacice.
Mamă, ce buzdugane, ce bâte, toiege. Foarte faine. Super interesant. Aici ii, covoare, blănuri. Da, domnul acela de la o pincărie a fost la emisiunea Șef la cuțite. L-am văzut și îl cunoșteam oricum de mult. Și văd că mai sunt și pe acolo niște standuri. Poate merge mai încolo să le filmăm și pe acelea. Ce faci, Marinica? Vii la Burlog? Ce faci, mă? După asta un pic să dă o tură. Hai! Înțelegi, aici e mare, da. Miere cu dâstea, nu? Cu de toate, adică. Da, meșteri populari. Da, nu sunt așa mulți. Vedem, sunt și vremuri mai ciudate. Dar e bine că au despărțit târgul, că nu mai stăia comercianții cu mici, cu bere, cu tot felul de chestii. Păi aia sunt unde? La mall? La mall-ul nou, da. La sunt la mall-ul nou și aici au rămas... Uite, oameni cu pahare de cătine în mână. De la mine. Mai stai aici câțiva în scoarul ăsta și gata. Stai tot târgul. Uite, să-ți faci un portret, cohonez. Nu mai amestești cu bețivii. Să știi. Păi acolo veneau numai bețivani. Să bea bere, să mănânce mici. Aici vin oameni serioși. Aici vin oameni serioși, exact. Ia uite, tăi că nu are clienți. Lumea bea cătină. Se hidratează foarte bună cătina. Și o să bem și noi. Să rămână. Îți place, nu? Mm-hmm. I-am sărit și pe băieți cu un par. Sănătate. Îți place costele? Le place și lor, e foarte, foarte bun. Ia uite ce bea lumea. Sirop de cătină. Cumpără miere pentru că le place. Mama le dă să guste tuturor. Am venit până în Carrefour să fac niște cumpărături și uite ce am luat aici pentru un băiat amărât, fraților. L-am întâlnit în parcare, a zis că nu vrea bani, că ar vrea și el un sandwich și m-a impresionat așa. I-am luat un sandwich din ăsta și încă un sandwich altfel, cu ou. I-am luat și două gogoși să aibă desert și bineînțeles am luat și un suc. Eu mi-am cumpărat foarte multe sticle de suc, numai că sunt fără zahăr ale mele. Lui am luat cu zahăr, pentru că era foarte slab și el n-are nevoie să slăbească, da? Da, în fine, cam asta e. Am făcut niște cumpărături, acum mergem acasă. Le-am plătit turșilor, ieșea mai ieftin dacă le dădeam 5 lei, dar nu prea îmi place să dau bani la cercetori, pentru că nu știu ce-și cumpără de ei, așa că nu prea dau bani la cercetori, dar în schimb, mâncare le mai iau din când în când. Chiar dacă mi-e și mai scump cu mâncarea și cu tot ce am cumpărat eu aici, știu măcar cum mănâncă. S-a făcut ora 10, am venit de la Vâlcea, avem aici sarmale făcute de șeful meu bucătar de ieri, sarmale proaspete foarte bune, am pus niște ardei din ăsta în oțet, mi-am pus aici vreo 5 sarmale, o să mănânc cu niște pâine, ia uitați pâine din asta de brutărie. La desert avem aici o Milka din asta, o napolitană învelită în ciocolată, foarte bună, am mâncat și ieri una, haideți să vă arăt câte calorii are napolitana asta, dacă ar focaliza și asta ar fi extraordinar, are 31 de grame și 163 de calorii. Și pe 100 de grame are 525 de calorii. Și este foarte bună. Napolitana asta mi-a plăcut foarte mult. Am zis, am mâncat și ieri una. Și astăzi nu am mâncat deloc fructe, însă șeful bucătar taie aici pepene. Ia uitați. Oh, ce bine arată. Superb, superb arată. În fine, la o să-l luăm după aia să mâncăm. Acum mâncăm sarmalele astea pentru că avem nevoie de proteină. Sunt pline de carne. Vai de mine, deci drăcia asta este foarte, foarte bună. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați mâncat așa ceva. Mi se pare genială. Foarte bună. Ciocolata este super calitativă. Cred că e cea mai bună napolitană pe care am mâncat-o, sincer să fiu. Napolitană învelită în ciocolată. Și după sarmalele picante, știți cum intră? Mamă, la fix. S-a făcut ora 10:30 acum și s-a mai făcut puțin loc în stomac. Așa că o să trecem la pepene, da? Avem aici o casserole de pepene. Avem aproximativ 1 kg de pepene. Trebuie să mâncăm și ceva fructe astăzi, urșilor, pentru că nu am mâncat deloc fructe. Uh-huh. Foarte bun pepenul ăsta. Extraordinar de bun și are și foarte puține calorii. Pepenele are decât 300 de calorii pe 1 kg. Și cu caserola asta de pepene, nu știu dacă sar sincer de 3000 de calorii astăzi. Nu știu, să-mi lăsați și voi în comentarii câte calorii credeți că am mâncat până acum. Dar eu sincer nu cred că am sărit de 3000 de calorii. Însă, probabil că pe la noapte o să mai ronțăi ceva, mai am niște prostioare ascunse, mai am niște rezerve în magazie, o să cobor mai la noapte să le iau și cu alea sigur ajungem la 4000 de calorii. Pașa am făcut 20.000, asta înseamnă 16 km și înseamnă aproximativ 1200 de calorii arse. Și dacă scădem din 4000 de calorii, câte cred eu că o să mănânc astăzi, scădem 1200 de calorii, rămânem cu 2800 de calorii, da? Rata metabolică nu știu exact cât este, probabil că în jur de 2500 de calorii.
Așa că o să fim bine, o să fim în siguranță, da? Nu o să ne îngrășăm. Ia uite, mă, stau ei amândoi pe aceeași băncuță. Nu i-am văzut niciodată până acum să stea amândoi pe aceeași băncuță. După vreo 9 ani de zile au început să se înțeleagă mai bine. Urșilor, m-am pus să stau un pic în pat pentru că nu mai pot. Am mâncat pepene la și m-am umflat tare de tot. Mi s-a umflat burta, mă doare burta. Am mâncat prea mult, urșilor, la masa asta. Și mă gândeam acum cam câte calorii am mâncat, să fac așa un scurt rezumat. Și ce pot să spun este că la micul dejun am avut 800 de calorii. Am avut, să zicem, 100 de grame de cârnat care are 300 de calorii. Am mai avut 50 de grame de brânză, adică încă 150 de calorii, deci 450 de calorii. Două ouă care au 150 de calorii, în total sunt 600 de calorii, pâinea aia, două felii, sunt vreo 50 de grame de pâine, de obicei cam 4 feliuțe sunt 100 de grame de pâine și are 240 de calorii pe 100 de grame, deci încă 120 de calorii și cu 600 vin undeva la 720 de calorii, să zicem cârnații au fost prăjiți, mai adăugăm niște calorii, da? Mai adăugăm 80 de calorii că pentru că i-am prăjit și poate mai avea ulei pe ei și așa mai departe, deci media este undeva pe la 800 de calorii. Masa numărul 2 de la KFC, habar n-aveam câte calorii are, am făcut acum un research înainte să filmez, am căutat pe Google, 100 de grame de twister din acela sau cum se numește, de wrap din ăla, de shawarma din aia, are 200 de calorii. Am intrat pe site-ul KFC-ului, am văzut câte grame are, are 185 de grame, deci un din ăla mai mult de 400 de calorii nu are. Am mâncat 2, sunt 800 de calorii și cu puiul ăla, nu știu, 200 de calorii să zicem. 1000 de calorii și cu prima masă 800 sunt 1800 de calorii. Iar acum la masa numărul 3 azi am mâncat 5 sarmale cu niște pâine, habar n-am câte calorii are o sarma. Aproximez undeva la 600, 700, poate chiar 800 de calorii cu tot cu pâine și cu drăcia care am mâncat 160 de calorii. Hai să punem 1000 de calorii, da? 5 sarmale cu o bucată de pâine și cu o chestie din aia dulce, o napolitană, punem 1000 de calorii. Deși mi se pare un pic cam exagerat, dar mai bine pui în plus decât să pui în minus. Mai ales dacă vrei să slăbești, ca să-ți iei așa o marge de eroare. 1000 cu 1800 sunt 2800 de calorii. Plus pepenele la încă 300 calorii, sunt 3100 de calorii. În jur de 3000 de calorii mâncate până acum și sunt full, adică aș putea foarte bine să nu mai mănânc nimic în seara asta și să adorm, pentru că sunt destul de obosit, am făcut foarte mulți pași, am făcut 20.000 de pași, v-am mai spus, am ars 1200 de calorii, pe care le scădem din cele 3000 de calorii mâncate, rămânem undeva la 1800 de calorii. E bine, la caloriile astea, la 1800 de calorii, eu sunt un deficit caloric destul de mare pentru că rata metabolică este undeva pe la 2500 de calorii, da? În orice caz, vom vedea dacă mai mănânc ceva mai încolo, mai pe la noapte, dacă nu cumva adorm. Ce trebuie să rețineți este că trebuie să faceți mult sport, mai ales dacă vreți să mâncați 3000 de calorii cum mănânc eu, da? Sau poate chiar un pic peste 3000 de calorii și totuși să nu vă îngrășați. Este că trebuie să faceți mult sport. Și nu sport la intensitate din aceea foarte mare, să nu mai puteți respira, să vă sară inima din piept. Mergeți, fraților, da? Mergeți pe jos pentru că este un sport foarte bun. Mergeți cu bicicleta, înotați, faceți până la urmă ce vă place vouă, ce sport vă place vouă, aia să faceți. Dar nu să-l faceți 10 minute sau să nu mai credeți tâmpenile care le vedeți pe net. Fă 10 minute, 15 minute de exerciții HIIT, fă 4 circuite de exerciții din astea acasă și vei slăbi în 10 minute. 15 minute în fiecare zi și ai abdomenul plat. Nu, fraților, astea sunt prostii, sunt aberații. Și vă arată ei acolo pe net, faceți circuit de câte 4 exerciții, îl repetați de 3 ori circuitul, faceți abdomen, faceți sărituri, eu știu cine mai faceți genoflexiuni, fandări și ai făcut 3 circuite din astea și gata, în 10 minute ai slăbit și dacă faci în fiecare zi o să ai abdomen plat și să fii cel mai șmecher și așa mai departe. Astea sunt aberații. Ca să ajungi cel mai ușor într-un deficit caloric, este foarte important să mănânci mâncăruri care sunt slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele, deși eu astăzi nu am mâncat atât de multe, sau mă rog, am mâncat, dar am mâncat și alte lucruri mai dense în calorii, mult mai dense în calorii, am mâncat și fast food, am mâncat și prăjeli, am mâncat cârnați, dar am făcut și foarte mult sport, vedeți, aici este cheia. Până la urmă poți să mănânci ce vrei tu, dacă te încadrezi într-un număr de calorii decent, de 2000-3000 de calorii, și arzi, nu știu, 1000-1500 de calorii, 2000 de calorii, poate alții sunteți mai în formă decât mine și nu faceți 20.000 de pași, poate faceți 30.000 de pași, poate faceți 40.000 de pași, stați liniștiți, fraților, că la 3000 de calorii, 4000 de calorii, dacă faci 30.000-40.000 de pași, slăbești garantat. Este matematică simplă, este matematică de clasa a doua, urșilor. Nu trebuie să știi neapărat caloriile pe din afară, te poți uita foarte frumos pe internet, să cauți,
să-ți le aduni, să vezi câte calorii arzi în momentul în care faci sport, în momentul în care mergi, faci o simplă scădere, după care te cântărești și vezi ce spune cântarul. Și așa poți să-ți afli și rata metabolică. De exemplu, dacă mănânci 3000 de calorii și faci sport și arzi 1000 de calorii, înseamnă că mai rămâi cu 2000 de calorii. Dacă faci lucrul ăsta în fiecare zi și la sfârșitul săptămânii vezi că nu ai slăbit deloc, înseamnă că alea 2000 de calorii rămase pe care le-ai scăzut în urma sportului este rata ta metabolică. Dacă ai slăbit 500 de grame, înseamnă că rata ta metabolică este de 2500 de calorii și ai fost în deficit calorii de 500 de calorii în fiecare zi și de-aia ai slăbit jumătate de kilogram la sfârșitul săptămânii. Iar dacă te îngrași, probabil rata ta metabolică este mai mică de 2000 de calorii. Urșii mei, aseară am adormit, așa că am rămas cu 3100 de calorii mâncate. Am vrut să mai mănânc prostioare de genul ăsta, M&M's, dar le voi mânca astăzi. Am fost super obosit și am adormit devreme și mă bucur foarte mult că am reușit să ador mai devreme, pentru că în ultima perioadă am avut probleme cu somnul și ușor, ușor vreau să cresc numărul de calorii și să mă odihnesc mai bine. Da, nu mănânc în fiecare zi la fel, urșilor. Ați văzut, am zile în care mănânc 3000 de calorii, poate am zile în care mănânc 2000, am zile în care mănânc 4000 de calorii. Nici nu trebuie să mănânc în fiecare zi la fel, însă trebuie să am grijă să fac cât mai mult sport, să am cât mai multă activitate fizică, să merg. Ieri a mers foarte mult și este foarte bine, probabil că și de asta am picat așa lat. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la acest canal. Dacă vreți să mai vedeți clipuri cu ce mănânc la menținere, să-mi lăsați în comentarii. Iar dacă n-ați văzut perioada mea de transformare corporală, singura transformare corporală de 50 de kg din lume, live, documentată cu toate mesele, o să vă las clipuri pe aici, da, să le vedeți. Iar până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Și bineînțeles, să faceți o comandă de produse apicole de pe site-ul meu, pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole din România. V-am pupat! Ciao!